Așa cum s-a cântat, să o spunem și să o credem din inimă, slăvit să fie Domnul pentru vecii care vin. Cam cât ar trebui să stăm în loc să pricepem cât e veșnicia de lungă, așa, să ne gândim? Cât e de mare diferența între ceea ce este trecător și ceea ce este veșnic? Copiii, care sunteți mai buni la matematică? De câte ori e mai lungă veșnicia decât 10.000 de ani? De câte ori e mai lungă? Dar de când e omul pe pământ, nici nu 10.000 de ani, numai 6. Și totuși, cât dăm pentru... Stai că nu mai trăim 1.000 de ani. Nici suta. Cât dăm pe suta asta și cât dăm pe veșnicia aceea căror zerouri nu se văd nici cu cel mai mare telescop, dacă ar fi să înșiruim cât e veșnicia de lungă. Veșnicia poate fi comparată numai cu Dumnezeu care este veșnic și totuși acest Dumnezeu vrea să ne dea și nouă veșnicia. Bun și mare este Domnul, slăvit să-i fie numele. În textul citit din a doua Petru, surprinde de câte ori, uitați-vă repede, numește apostolul pe destinatare scrisorii sale prea iubiților. Astea nu-s cuvinte pentru trecători, astea-s cuvinte pentru prea iubiți. Da? Și-a obișnuiau apostolii să-i numească pe sfinții ce au apărut după ei, cum scria și Ioan, prea iubiților, prea iubitului, spunea la Gaiu. Vorbește apostolul către prea iubiți, cum aminteam, despre lumea asta. Știți de când a început să se degradeze? Când a creat Dumnezeu grădina Edenului la sfârșitul săptămânii, scrie în Geneza 1, nu numai că erau bune, că erau foarte bune. Nu era niciun măr stricat în niciun pom. Dar de îndată ce păcatul a apărut, Adam și Eva au fost despuiați de slavă. Oare ce o fi durut prima dată? Vreun dinte, că atunci când au mâncat din fructul acela, nu știu ce i-a durut prima dată, da. A observat că ceva s-a întâmplat. Cum s-o fi degradat și pomii, a fost blestemat pământul, mai apoi de la Cain și el și alți urmași ai lui. Degradare. Da. Tu ești la o grădină, poți să o aranjezi, dar de atunci sunt spin și pălămidă și într-o lună nu mă arată așa frumos. Și florile se ofilesc. Și la finalul istoriei, spune Petru, așa să vă fie ușor de ținut minte, că după degradare continuă vine distrugere totală. E ce scrie aici, în versetul 10, cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul cu mențiunea cu tot ce este pe el va arde. Deci fiindcă toate aceste lucruri au să se strice. Da. Degradare permanentă și în final distrugere. Și ce trist ar fi fost să se oprească scrisoarea aici, așa-i? Dar continuă. Dar noi, după făgăduința Lui, așteptăm ceruri noi, câte ori fi, că noi știm de un al treilea cer, oamenii mai zic de un așa, în extazul lor să spună ce am fost în al nouălea cer, dar câte ori fi, că-și cosmosul ăsta e imens și un pământ nou în care va locui neprihănirea aceea, prea iubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri. Le așteptăm? Dar pe când le așteptăm? Pe când?
Sau de când trebuie să intrăm în starea asta de așteptare? Eu zic că de îndată ce am aflat, așa e? Unii nu știu de Dumnezeu și de o lume nouă. Ei știu doar de ceea ce este aici. Dar nouă Dumnezeu ni le-a făcut de cunoscut. Și zice în 1 Corinteni, capitolul 2, că pentru oameni sunt lucruri care nu s-au suit la mintea lor. Nu pot să le priceapă. Dar Dumnezeu nouă ni le-a descoperit prin Duhul Său, mărit să fie Domn. Mare lucru să crezi. Da. Mi-amintesc că am stat odată de vorbă cu un francez, cu un translator, evident. Foarte capabil, am fost în casa lui la Paris, o casă imensă, o bibliotecă, zeci de mii de cărți. A trăit, el cred că încă mai trăiește, nevasta lui a murit la 100 de ani. Foarte capabil, arhitect, o somitate. Și am încercat să-l întreb ce crede bietul de el, din tot ce este în creștinism, ceva vag zicea că poate fi ceva cu Sfântul Anton. Nu știu cum mi-a rămas lui aspectul acesta. În rest, de Domnul Iisus Hristos, de veșnicie, de împărăție, absolut nimic. M-am gândit, ce oameni nefericiți! Dar oamenii din lumea asta, dragii mei, care, așa cum scrie de bogatul acela din pildă, când fiecare zi se aranja și ducea o viață, oameni care pe pământ au făcut orice, au călcat peste alții să aibă, să adune, s-au prețuit trupul lor, frumusețea, averea, și n-au speranță. Și noi avem mai mult decât speranță, avem credință, avem siguranță deplină într-un Dumnezeu care va face toate lucrurile noi, mărit să fie Domn. Și aș vrea să vă rețin cu ceva, dacă am reușit cât de cât să vă smulg și să vă îndrept într-acolo privirea. Spunea Apostolul în versetul 12, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu. Cine așteaptă? Adică cine este în stare de așteptare? Cine e gata? Nu? Cine așteaptă să vină dacă vrea cineva să-l ducă undeva? Cine și-a făcut bagajul, este îmbrăcat și e în picioare? Dar nu spunea Domnul Iisus Hristos așa? Vă citesc Evanghelia după Matei, capitolul 24, când le-a vorbit despre sfârșit, în versetul 44, 24 cu 44, de aceea și voi fiți gata. Căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Este interesant acest aspect. Deci în așa fel vor derula lucrurile, de chiar în momentul acela nu ne-am gândit. Cine știe, în România va fi dimineață când vine Domnul? Va fi noapte? Evident că pe glob la unii va fi ziua, la alții va fi noapte. Nu se vor gândi oamenii tocmai atunci. De aceea spunea Domnul, vă citesc acum din Luca 12 câteva versete, deschideți cu mine, versetul 36, și voi să fiți ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă de la nuntă și să-i deschidă îndată. Se mai întâmplă uneori cu copiii noștri sau cu tineri, pe telefon sau la computer, dacă intră tata sau mama așa, pe neanunțate, repede să dea un click, să fugă de pe pagina aceea. Dar când va veni Domnul, într-o clipă, într-o clipeală, va trece pragul mai repede decât mama care a încercat să se facă nesimțită, să-l surprindă pe copil în realitatea vieții lui. Dragi tineri, tehnologia asta va distruge pe mulți. Și suntem îndemnați de Domnul să tragem semnalea de alarmă în mod repetat. Ori de câte ori luați telefonul în mână sau deschideți computerul, că astea sunt ferestrele cele mai rele prin care vine păcatul. Gândiți-vă,
s-ar putea să vină Domnul înainte de a lăsa eu acest telefon din mână. Da. Și asta să fie valabil în orice acțiune, când te pui la masă. Da, dacă vine Domnul și n-apuc să mănânc, numai felul întâi. A, poate vă zice cineva, dar sunt încă evenimente, am avut profeție că o să mă căsătoresc copiii. Auzi, poți să pleci tu. Nu știi în care moment. Sora asta pentru care ne-am rugat a fost surprinsă și urgent. A trebuit dusă la spital. Da. Dar oricum, dacă nu te obișnui azi să fii gata, nici mâine nu vei fi gata. Și iureșul vieții cu școala, cu plăcerea, cu bucuriile, cu necazurile, te face să nu fii gata. Ce să mai spun de cine își permite să înceapă o discuție ce poate lua caracter de ceartă? Se gândește cine începe un dialog din ăsta, că vine Domnul atunci și îl prinde în conflict? Doamne! Frați și surori, vreți să ne angajăm de astăzi să fim gata în fiecare zi și în fiecare ceas? Sau numai de zile scrie, nu scrie și de ceas. Cum se încheie pilda cu Fecioarele, Matei 25:13? Nu știți ceasul în care va veni Domnul nostru? Da. Haideți să ne propunem toți. În felul în care ne îmbrăcăm, în felul în care vorbim, în felul în care folosim tehnologia, bine ar fi să trăim cât mai mult fără ea. În orice activitate. În orice gest, în orice privire, să fii gata să te surprindă Domnul. Că este aici un secret, dacă sunteți atenți, l-ați prins din Scriptură. Deci, citesc mai departe Luca 12, de la versetul 45. Dar dacă un rob, și vorba de noi, nu de cei de afară, zice, stăpânul meu zăbovește să vin. Și pe ideea că nu-i chiar în momentul ăsta, va începe să mănânce, să bea, să îmbete. Stăpânul robului acelea va veni în ziua în care el nu se așteaptă și în ceasul în care nu știe. De știut nu știe nimeni. Și dacă nu știi, cel mai bine este să aștepți în orice ceas. Tu nu știi dacă în ceasul ăsta. Dar dacă aștepți, te-a prins pe fază. Dar dacă nu ești în stare de așteptare, atunci, oricum ceasul nu-l știi, te poate surprinde în mod vinovat. Amintiți-vă de momentul în care a plecat Ilie de pe pământ. Ce i-a spus lui Elisei? Dacă mă vei vedea atunci, vei avea parte de ce ai cerut. Dacă nu, și noi putem să spunem la fel, cine va fi gata în momentul acela va avea parte de o veșnicie cu Dumnezeu. Cine nu va fi gata, cine nu este în stare de așteptare, s-ar putea să rateze. Și ce tristețe mai apoi, ce durere, ce nefericire, nu se poate povesti. Și un ultim aspect și nu mai spun altceva. Deși scrie aici că putem și să grăbim venirea zilei Domnului, oare cum asta? Temă pentru acasă. Cum putem să grăbim? M-am gândit eu ca să nu, să vă ajut în ce cred eu. În primul rând să fiu eu gata, să-L aștept pe Domnul. Acum, la mine, eu am eu problemele mele de sănătate, pot sucomba oricând. Dar oricare dintre noi poate să pună punct în orice moment. Cred că am mai putea grăbi venirea Domnului și ajutându-i pe alții, nu? Silindu-i că trebuie să se completeze un număr. Dar ce cred eu? Cine așteaptă pe Domnul în orice moment? Că ce spun eu acum s-ar putea să uitați. Știți cine nu uită? Știți cine va fi gata? A doua Timotei, capitolul 4, versetul 8. De acum așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul Judecătorul cel drept. Și nu numai mie,
ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Iubirea, asta e secretul. Poate o mamă să-și uite copilul dacă îl iubește? Doi care se iubesc pot să uite? No, iubirea te ține trează. Dacă îl iubești pe Domnul, aștepți din iubire. Chiar dacă tu știi că nu vine anul ăsta. Dar tu din iubire ți-ai dorit să vină anul ăsta. Asta e ideea. Cei ce vor fi iubit venirea Lui. Și avem noi o cântare, o, de-ar fi adevărat când o cântăm, Iisus iubit, când vei veni. Dar dacă iubim alte lucruri, dacă altceva ne atrage, când v-a ajutat Domnul pe sora Betuța să revină în adunare, de aia nu vreau să anticipez, o să vă spună ce mesaj au avut în noaptea în care a avut în viziune pe soția mea și cum solul Domnului a spus, ce a spus despre ea și apoi despre noi ceilalți. Da. A-L iubi pe Domnul Iisus nu-i persecuție acum, dar se spune că unii, la un, pare mi se de origine este vorba, i-au ascuns hainele să nu meargă la arenă, că a vrut să moară voluntar, deși el nu era pe lista celor puși să-și dea viața pentru credință. Asta când era încă în adolescență, în tinerețe. Da, noi ne iubim unii pe alții, te căsătorești, o faci din iubire, îți iubești familia. Da, dar când iubești pe Domnul, știi că asta e iubire ce le întrece pe toate și asta nu înseamnă că nu ai drept să iubești pe ceilalți din potrivă, îi vei iubi mai tare. Dumnezeu să ne ajute într-o lume în care toate se degradează, iubirea noastră pentru Domnul să se înnoiască din zi în zi, starea noastră să fie tot mai nouă, mai sfântă și mai plăcută Domnului. Și nici măcar o vorbă, ca să nu spun de o altă faptă, de o altă atitudine, să nu umbrească relația noastră cu Domnul, ci să fim gata în orice moment. Și dacă ar fi așa, și la cina Domnului am stat toți, și de slujire am fi gata toți, și n-ar mai fi probleme în familie. O, bine ar fi! De ce Domnul de 2000 de ani a tot spus că vine și nu vine? Pentru că a vrut să ne țină în starea asta caldă de iubire, de așteptare, că Dumnezeu vrea să ne dea apoi veșnicia. Doamne, ajută-ne! Amin!